tuturor, eu sunt Mirela, asta pentru cei care încă nu mă cunoașteți. La un moment dat mi-am dat seama că mie mi-e frică de înălțime, ceea ce nu este un lucru foarte plăcut. Așadar, astăzi mergem într-un loc special pentru mine. Cu mine se află și Diana și Lucia, desigur și domnul Iovici. Ciao! Rămâneți alături de noi și în continuare. Este normal, spun psihologii, ca oamenii să aibă o anumită reținere când trebuie să se expună la înălțimi mari. Iar dacă nu ai știut, dedicându-te, poți depăși această teamă. Incredibil, dar adevărat, chiar expunându-te la înălțimi mari. Nu sunt sigură în asta, dar o să verific. Vai de capul meu! Deci, astăzi ne aflăm la turnul Avala și iată câteva curiozități. A fost construit în anul 1965, apoi a fost bombardat în 1999 de către NATO, iar noul turn a fost construit în 2010. Are o înălțime de 205 metri, cu tot cu antena aia în partea de sus. Are două lifturi care merg cu o viteză de 3 metri pe secundă, deci până sus ne trebuie vreo 40 de secunde. Este unul dintre simbolurile Belgradului. Tehnicile de relaxare, inclusiv meditația, yoga, exercițiile care te învață respirația profundă și relaxarea progresivă a mușchilor, te pot ajuta să faci față atât stresului cât și anxietății. De asemenea, exercițiile fizice pe care le faci în mod regulat pot fi extrem de utile în tratarea fricii de înălțime. Miri, cum ești? Bine, tot sunt cu picioarele pe pământ. Hai mă? Hai mă. Ca să dea așa, mă. Hai, strinește, zârșau, e pa, să ați vrut să bucură cu tău. Oh my god, nu pot să cred, s-a stricat liftul. Ai de meditație, mamă. Miri, cum ești? Meditația nu a ajutat prea mult. Sunt stresată puțin. Ești la ce să... Nu știu. Mergem acasă. Idem în cuci. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Nu mă uit jos. Neću da pogledam dole. Paš je lepo. Pogledaj. Paš je lepo. Če da pogledaš malo, a? Onako mogu u panoramu, ali neću da pogledam dole. Aj, priđimo. Uf, gata. A trecut super, dar mă bucur că sunt cu picioarele pe pământ. În concluzie, doresc să spun că frica nu dispare imediat.
Nu uitați că viața ne oferă prea multe bucurii și plăceri și ar fi păcat să renunțăm la ele din cauza unor frici nemotivate și nereale. Așadar, trăiți fiecare zi de parcă ar fi ultima. Vă pup și ne revedem în curând!